Ministerul Sănătății al Guvernului României e atât de întunecat încât nici nu se vede intrarea noaptea. Mai luminat e teatrul de peste drum. Ca să vă dați seama cât de tare le pasă lor de sănătate. Beznă. Le-am adus o coroană și nici măcar nu se vede. Doar când trece câte o mașină, aruncă câte o rază de lumină asupra Ministerului Sănătății. Altfel, e totală umbră. Asta e mesajul protestatarilor de azi de la guvern. Fără șpagă, fără numiri politice, coroană pentru cei care au murit din nepăsare. A cincea oră de protest în fața guvernului României. Lumea e puțină, dar e supărată. De ce mor oamenii în spitale, lângă spitale? Acțiunea a fost inițiată în sprijinul familiei femeii de la Butoșani care a murit recent în custodia statului, ca să zic așa. A spus medicilor că nu mai are aer. Și medicilor puțin le-a apăsat. Era oră târzie. Jandarmii ne-au pregătit țarc mare, dar acum îl strâng. S-au așteptat să iasă mai multă lume în stradă cu așa subiect, dar lumea s-a speriat de căldură. Sau n-a fost mediatizat protestul și nu s-a știut de el. Nu doar corupția, dar și lenea, indolența, ignoranța ucide. Pentru un protest de 5 ore s-a instalat și cort pentru prim ajutor. Sper că n-a fost necesar.